O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău a fost transformată într-un spectacol de prost gust. Pentru a susține cauza asistenților personali în sala a fost adusă o persoană cu dizabilități care s-a târât pe jos. Consilierii PAS au cerut în zadar audierea mai multor șefi de direcții pe problema grupelor cu program prelungit și asistenților personali. Vă avertizăm că urmează imagini ce vă pot afecta emoțional. Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate au cerut din nou audierea șefului Direcției Asistență Medicală și Socială, dar și a altor șefi de direcții, dar propunerile nu au fost incluse pe ordinea de zi. Subiectele la care cerem noi audieri sunt subiecte discutate în media foarte mult timp și acest raport trebuia încă 2 luni în urmă expediat nou, ceea ce nu se întâmplă. Pentru a atrage atenția asupra problemei asistenților personali, o femeie și-a adus fiul invalid în fața consilierilor. Stimați cetățeni ai municipiului Chișinău, asistați acum, de fapt, nu la ședința Consiliului Municipal, dar la o nouă nuntă, în stilul doamnei Popa. Deja au fost mai multe nunți. Din păcate, știți care este aspectul acestei nunți? De fiecare dată mirile se schimbă, dar mireasa rămâne aceeași. У нас есть государственные и муниципальные, и поэтому две структуры управления финансов и управления Министерство финансов должны сесть и определиться с этим вопросом. Именно поэтому здесь этот чиновник был бы очень полезен, если мы действительно хотим решить этот вопрос, а не просто устраивать политическое шоу. Проблема финансирования группелор ку программ прелунжит и ча салариилор пентру асистенции персонал рамын фара солуции ла примария Кишинау. Сни дей салариле напои, ка ной нас сентем ла минимум де экзистенца. Ной авим копии ку шини храни, ной авим копии ку шини грижи, сервичили комунали, ной сентем ку нумай пи салариле есте каре сент. Cum adică să ne iei ultima existență și să rezolvăm problemele copiilor cu dizabilități. Un număr de peste 30.000 de familii suferă din cauza acestei situații cu grupa cu program prelungit și consilierii sunt aleși de cetățeni și trebuie să fie de partea cetățenilor. Prezența noastră astăzi aici este pentru a-i convinge că problema există, problema este importantă și necesită soluționare. Amintim că la sfârșitul lunii ianuarie Comisia pentru Situații Excepționale a anulat decizia Comisiei Similare a Municipiului Chișinău cu privire la grupele cu program prelungit, precum și a dispozițiilor cu privire la asistenții personali. Primăria Chișinău este obligată să identifice alte soluții pentru a finanța în continuare aceste programe.